Veste bună pentru brașoveni și turiști. Pe drumul național 73, la intrare în Râșnov, se fac lucrări de asfaltare. Vremea favorabilă le-a permis muncitorilor să înceapă activitatea încă de sâmbătă, pentru stratul de bază din asfalt. Săptămâna aceasta va fi turnat cel de-al doilea, care să rezolve problema diferenței de nivel față de sensul opus de circulație, unde în prezent este beton. Se asfaltează drumurile. Ce părere aveți? O să fie un drum mai bun? Probabil că da. Nu știu, o să fie un drum. Foarte bine că îl asfaltează, că foarte rău era ăsta. Dar până la Pitești îl asfaltează. Da. Ne bucurăm. Felicitări. Se fac acum lucrările. Păi se fac. O să fie foarte bine. Deci este un lucru bun. Este un lucru foarte bun. Că asfaltează cu atât mai bine, în rest. Este un lucru bun. Păi bineînțeles că e bun, da. Și la noi aici, în cartier, în Iserie, s-a asfaltat. Acum se asfaltează DN73. Foarte bine, să facă, că altceva, ce au de făcut? Asta să facă, nu? Lucrările de pe DN73 sunt primele în care se folosește mixtura produsă în stația proprie a constructorului, societatea Asfistraco. Societatea Asfistraco, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, reabilitează cel mai tranzitat drum din județul Brașov, DN73, care face legătura cu județul Argeș, prin localitățile Brașov, Râșnov, Bran, Fundata, Câmpul Lung și Pitești. Se fac modernizări pe o lungime totală de 104 km. În județul Brașov se reabilitează aproape 37 de km de drum. Lucrările efectuate de societatea Asfistraco vizează în principal lărgirea drumului la minim 8 metri, pregătirea lui pentru autovehicule de până la 11,5 tone, reconstrucția completă a 6 boduri și reabilitarea altor 20. Valoarea totală a contractului este de 274 de milioane de lei.